Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Iată, vă spune Dumitru Dragon, de aici, de la microfonul Radio TV Olterița. Din nou, astăzi, domnul profesor Nicolae Mavrodin, același prolific scriitor, vine cu o carte nouă, intitulată Prin prostie și escrocherie, făurim o nouă Românie. Felicitări, domnule profesor, pentru acest nou volum pe care l-a scos și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre această nouă carte a dumneavoastră. Stimați teleascultători, bine v-am regăsit. Într-adevăr, o carte nouă pe care editura PIM a tipărit-o și astăzi mi-a parvenit, acum câteva ore, de fapt, prin intermediul curieratului. Cartea mi-a fost inspirată de fiica mea, așa am scris și în prefață, Angelica, care mi-a zis, tată, trebuie să fii caustic, să mai scrii și niște cărți despre adevărurile noastre din ultimii 30 de ani. Bineînțeles că am respectat această propunere a ei și m-am apucat să scriu, mai întâi să-mi schițez niște puncte de reper și apoi am alcătuit cuprinsul acestei cărți și m-am apucat să o redactez și apoi am dat-o la Tehnoredactat. De ce am dat acest titlu? Poate că mulți dintre dumneavoastră sunteți surprinși de acest titlu pe păi care da, l-am e dat. Un titlu așa, puțin șocant. Prin prostie și escrocherie făurim o nouă Românie. Da. Cartea am scris-o cu materialul clientului, cum se spune, adică toate greșelile și toate speculațiile care au fost făcute de oamenii politici, de guvernanți, de parlamentari, de președinți ai țării din 1990 și până acum, s-au reflectat asupra stării acestea a națiunii noastre românești. Stare care n-a fost dintre cele mai bune și, după cum se vede, din această prostie și escrocherie am făurit o Românie care nu mai este o Românie așa cum a fost acum 50-100 de ani, ci este o Românie care se îndreaptă către un drum greșit. Am vrut să dau un fel de semnal de alarmă oamenilor politici și celor care, într-adevăr, conduc destinele noastre, că nu ne îndreptăm către un drum corect. M-am uitat prin cartea dumneavoastră și am văzut prin capitole pe cărții câteva lucruri care, cum spune eu, ar trezi interesul cititorului. Am văzut acolo greșelile naționale între 1990-94. Greșeli naționale făcute de președinți. La asta vă referiți? Da, nu numai de președinți, dar și de prim-miniștri. Mă gândesc că a fost în perioada aceasta trei prim-miniștri. A fost în primul rând Petre Roman, care a fost emanatul Revoluției, așa zise din 1989. De asemenea a fost Nicolae Văcăroiu, a fost Tolojan. Deci, practic, au fost trei prim-miniștri în această perioadă. Fiecare cu părțile lui bune și rele. Bineînțeles. Eu am gândit că s-au făcut unele greșeli care au fost considerate capitale în această perioadă de 4 ani de la începutul acestei ere a așa numitei democrații românești. De ce? În primul rând, eu știu că într-un moment revoluționar se închid granițele și nu se deschid ca să intre orice fel de element care poate să destabilizeze țara. La noi s-au deschis granițele imediat, la câteva zile după Revoluție. Sigur, ceea ce a fost o greșeală. O greșeală mare. De asemenea, s-au eliberat toți deținuții din penitenciare, unii chiar cu abateri grave de la legile statului, crime, tâlhării, ceea ce iar a fost un lucru. Păi și în zilele noastre nu se face același lucru, n-ați văzut? Sigur, s-a persistat în asemenea prostii și greșeli pe care le-a făcut conducerea țării. De asemenea, eu am căutat să radiografiez fiecare președinte care a fost în fruntea României, începând cu Ion Iliescu și terminând cu actualul președinte Iohannis, care încă mai este în exercițiu până la iarnă. De asemenea, iată, am un capitol intitulat Întâmplări din perioada 1990-2018. Întâmplări care sunt toate cu caracter politic, cu caracter social, mai puțin recente, cu caracter economic. Trecutul recent. Da, da, sigur că da. De fapt, cu problemele care au fost în fața națiunii noastre încă din ultimii 7-8 ani, cu acel dezastru de la Colectiv,
care, mă rog, a dat vina acest dezastru, în special președintele României, Iohannis, Klaus Iohannis, pe Ponta, pe primul ministru, ceea ce este un lucru total neadevărat, pentru că greșeala a fost a patronilor care au menținut un asemenea local care era impropriu și care era oricând supus unor incendii sau unor chestiuni dezastruoase. Chiar ceea ce s-a întâmplat la colectiv acum câțiva ani, bineînțeles că a fost interpretat cu totul eronat, pentru că nu guvernul, nu Ponta, care era prim-ministru, era de vină, ci pur și simplu greșelile au fost ale patronilor acestui local impropriu, care practic nu se impunea în susținerea acolo a unui concert rock. Bineînțeles că vina a căzut pe umerii acestui guvern, care a căzut în urma manifestațiilor care au fost făcute, după carnagiul care s-a întâmplat la colectiv. Bineînțeles, infatuarea președintelui Iohannis, care a spus că trebuiau să aibă loc foarte multe victime, să fie într-adevăr morți și răniți ca domnul Ponta să-și dea demisia. E, lucrul acesta, zic eu, că a fost greșit interpretat de președinte, pentru că nu Ponta este cel care a produs acest carnaj. Deci nu s-a putut descoperi adevărații vinovați care au produs ceea ce s-a întâmplat la colectiv în urmă cu câțiva ani. De asemenea, tot în cartea pe care v-am prezentat-o și v-a prezentat-o și domnul Mitică Dragon, sunt o serie de lucruri referitoare și la ultimii 6-7 ani de zile care au trecut din 2011, 2012 și până în prezent. Am anexat și o serie de fotografii la urmă cu președinții pe care a avut România, o serie de prim-ministri, lideri politici și, bineînțeles, nu în ultimă instanță, deși e trecut ultimul, cu portretul lui Corneliu Vadim Tudor, din păcate astăzi nu mai este printre noi, cel care a condus destinele Partidului Naționalist România Mare. Mă gândesc că această carte va da de gândit foarte multor oameni, nu numai din Oltenița, ci și din întreaga țară, care vor urmări această prezentare la Radio TV Oltenița.